vom continua cercetând cuvântul Domnului cu privire la învierea morților. Această lecțiune biblică o numim Nădejdea în învierea morților. Dacă prin moarte înțelegem separarea trupului de suflet, prin încetarea funcțiilor biologice ale corpului, învierea este ridicarea, este repunerea a, trupului și a sufletului împreună. În primul rând, vorbim pe marginea acestui subiect, în primul rând, trebuie să observăm că învierea morților este promisiunea lui Dumnezeu și speranța celor credincioși. Vă rog să notați acest adevăr de maximă importanță. Învierea morților este promisiunea lui Dumnezeu și speranța celor credincioși. Această nădejde, această promisiune și nădejde o regăsim atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Cu privire la Vechiul Testament, găsim în Isaia 26 cu 19: Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Sau în Daniel, capitolul 12, versetul 2 mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Adevărul cu privire la învierea morților este menționat și în cartea Ezechiel, capitolul 37, de la 12 la 13, în cartea Psalmilor, mod deosebit Psalmul 49 cu versetul 15. În Noul Testament, această învățătură, această promisiune a învierii și speranță pentru credincioși este subliniată în foarte multe locuri. Mântuitorul nostru, în Ioan, e consemnat 5, versetul 25 la 29, a spus așa. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Căci după cum tatăl are viața în sine, tot așa a dat și fiului să aibă viața și a dat putere să judece întrucât este fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Potrivit acestor vorbe de înviere vor avea parte și cei credincioși și cei necredincioși. Mai târziu, Cuvântul Domnului ne va vorbi despre prima înviere, rezervată celor credincioși, și a doua înviere, pregătită pentru cei necredincioși. În uh, Faptele Apostolilor, capitolul 26, Apostolul Pavel vorbește despre nădejdea lui, zice el, și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduințe pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri, și a, a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții care, uh, ale lui Israel, cele seminții ale noastre, care slujesc necurmatului Dumnezeu zi și noapte, pentru această nădejde, zice Pavel, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Și atât adevărul cu privire la învierea morților. În Filipeni, capitolul 3, versetul 10 la 11, Pavel vorbește despre puterea învierii Domnului nostru Isus, și spune el, mă silesc ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea uh, din morți. Și sigur, el a avut în vedere învierea celor credincioși, prima înviere. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de asemenea despre înviere, Găsim în 1 Tesaloniceni, întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămați vom fi schimbați. În 1 Corinteni, capitolul 15, găsim despre înviere. Fiecare va învia la rândul Cetei lui, ne spune cuvântul Domnului. Hristos este primul rod, apoi cei care sunt ai lui la venirea lui și apoi ceilalți. Deci, iată, toate aceste texte din Biblie ne arată că învierea este planul lui Dumnezeu. Învierea morților face parte din revelație, este planul lui Dumnezeu, este promisiunea lui Dumnezeu și este speranța noastră. Va fi o înviere, frați și surori. Va fi o înviere. Nu se limitează totul la această existență, moartea biologică nu este capăt de drum, va fi o înviere. În al doilea rând, învierea Domnului Isus este garanția învierii morților și, de asemenea, nădejdea înnoirii tuturor lucrurilor. Și învierea lui Isus Hristos garantează că va avea loc o a morților și garantează că va fi și creația reînnoită. Pe marginea aceasta, cuvântul Domnului ne spune 1 Corinteni 15, 20 la 24. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Și dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Deci iată că potrivit acestui cuvânt, Iisus Hristos este garanția că va avea loc învierea morților. El este numit aici cel din tâi rod. Uh, imaginea este o imagine grăitoare e vorba de un copac a cărui rod începe să se coacă imaginați-vă un cireș care face cireșe timpurii și se coace, se coc foarte foarte repede dar toată recolta aceea bogată tot rodul acela bogat care este pe creangă uh, este, cum se spun, coacerea este declanșată de prima cireașă e prima care se coace ea Transmite un mesaj. În curând se vor coace și celelalte. Acest prim rod arată natura următoarelor și garantează că și următoarele vor ajunge la coacere. Asta este ideea. Hristos cel din Rod, adică prima recoltă, primul care a ajuns în starea aceasta. Apoi, în Filipeni, capitolul 3, versetul 20 la 21, Cuvântul Domnului spune așa. Cetățenia noastră este în ceruri de unde așteptăm ca Mântuitor și Domn pe Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Deci vreau să observați că învierea lui Iisus Hristos este garanția învierii noastre. Este garanția și nădejdea. El va schimba trupul stării noastre smerite, adică trupul acesta în care trăim acum și prin lucrarea învierii, îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile, spune Apostolul Pavel. Asta este credința pe care o avem și mesajul pe care îl propovăduim. Matei 19, versetul 28. Adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și acum ni se vorbește despre înnoirea tuturor lucrurilor. Învierea este o certitudine, este o realitate. 2 Petru, capitolul 3, de vorbește pe această temă și din aceste texte desprindem un adevăr învierea lui Isus Hristos, este un adevăr istoric, este un adevăr incontestabil, s-a petrecut în istoria neamului omenesc. Isus Hristos a înviat. El a înviat. Învierea lui Isus este unică. Au mai fost învieri din morți până la Domnul Isus, au fost în timpul Domnului Isus și au avut loc învieri din morți și după Domnul nostru Isus. Despre unele ni se consemnează în Noul Testament. A înviat Eutih, a înviat Abita, citim în Scriptură despre aceste lucrări. A înviat Lazar, a fost înviat de Domnul Isus, fiul văduvei din Ain a înviat. Ei, dar toți aceștia după ce au înviat, au murit iară. Trăit o vreme și au murit. Au înviat în trupurile în care muriseră. Isus este singurul care învie într-un trup slăvit. Învierea lui este garanția că va avea loc învierea tuturor celor morți. În al treilea rând, învieria despre care vorbim, nădejdea noastră, va fi o înviere în trup fizic. Acest adevăr trebuie subliniat și articulat bine. Învierea nu va fi o înviere în duș. Păi oameni își închipie că învierea este un fel de trecere așa într-o stare duhovnicească, o existență din aceasta spirituală care nu are legătură cu cu corpul cu trupul n-are legătură cu uh, materia, până la urmă. Întrebarea mea este următoarea. Iisus Hristos a înviat oare în trup? Sau a fost o stare spirituală, imaterială? Trupul lui a fost învierii. A fost un trup material sau un trup imaterial? Cum a fost trupul lui? Citim. Când s-a arătat ucenicilor săi, ce au zis ucenicii? E un duh, mai pe românești, un strigoi, s-a speriat. Iisus a zis, nu sunt un duh. Un duh nu are carne și oase. Ce vrea să spune Domnul Iisus cu această observație? Că el are carne și oase. Și ca dovadă că învierea lui este un viere în trup fizic, el a spus ucenicilor săi, aduceți-vă mâinile și pipăiți-mă. Dați-mi să mănânc, a mâncat împreună cu ei pește, iere. Deci o înviere în carne și oase, în trup. Ca apoi Apostolul Pavel să spune că la înviere trupurile noastre vor fi făcute asemenea trupului slăvit a Domnului nostru Isus. Și acum vine o întrebare, oare a purtat Domnul Isus acest trup și după înălțarea lui la cer sau a rămas pe pământ? De aici a apărut o greșită înțelegere care spune că Isus nu mai este om acum. A lăsat umanitatea și toate și s-a dus acum și cum a fost înainte de temerea lumii. Se cât se poate de greșit. Cuvântul Domnului ne spune că Isus poartă cu sine natura lui omenească fără păcat pentru vecii vecilor în această calitate, el este mijlocitorul nostru la dreapta lui Dumnezeu, este marele nostru preot care ne știe slăbiciunile, ne înțelege și se roagă cu milă, mijlocește cu milă pentru noi și despre el spune cuvântul că nu este între Dumnezeu și oameni niciun alt mijlocitor decât cine? Omul Isus Hristos. Și în același timp, Dumnezeu slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. Deci, învierea Plecând de la învierea Domnului nostru Isus, trebuie să subliniem că va fi o înviere în trup. Și acum haideți să vedem dovezile biblice. Roman 8 cu 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și ce? Trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Trupurile creștinilor sunt temple ale Duhului Sfânt și din cauza Duhului Sfânt care locuiește în aceste trupuri muritoare, aceste trupuri muritoare vor avea parte de înviere, spune cuvântul. Roman 8, 23 la 24. Și nu numai ea, adică firea, ci și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea. Și la ce se referă? Adică răscumpărarea trupului nostru. Și se referă la înviere, că despre asta este vorba. Trupul este răscumpărat prin actul învierei. Filipeni, capitolul 3, am citat acest text, doar îl menționez acum. El, Domnul, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Iată, dar, stimați credincioși, câteva texte din Biblie care, cum să spun, impune cu autoritate să acceptăm că învierea morților, învierea, nu va fi o înviere într-un trup, nu știu, care pare doar a fi trup, e ceva cum ar fi corpurile îngerilor, sau știu, nu, ci este efectiv un trup de carne și oase. Slăvit, păstrează particularitățile ființei umane, a naturii umane, dar probabil așa cum a fost a lui Adam, de-a cădea, putem să spunem așa, și sigur cum a fost trupul învierii Domnului Iisus, că despre asta spune lămurit și negru pe alb în Biblie. Acum, în al patrulea rând, va a întrebat cineva, dar cu ce trup vor învia morți? Întrebarea aceasta este anticipată de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 cu versetul 35. Răspunsul pe care îl dă Pavel este uh, ciudat, este interesant. Zice apostolul Pavel ni bun ce ești. Ce în tu nu vie dacă nu moare mai întâi. Răspunsul pe care apostolul Pavel îl are, cuvântul pe care îl are ca răspuns la această întrebare, ne arată că la înviere, Dumnezeu a pregătit pentru credincioși, pentru oameni un trup. Era pregătit un trup. 1 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 la 5, vorbește pe larg pe această temă. Aici se desprind două întrebări. Prima întrebare, cum va arăta trupul învierii? Cum va arăta oare trupul învierii? Trupul învierii, răspuns la această întrebare, va fi, am anticipat deja, asemănător trupului înviat a Domnului nostru Isus. Suficient să cugetăm la cum arăta și cum este descris trupul înviat al Domnului nostru Isus, ca apoi, acceptând că așa vor fi și trupurile noastre înviate, să ne bucurăm în această speranță, în această nădejde. Spune cuvântul că putea fi atins și în același timp apărea și dispărea, fără să fie deschisă ușa. Asta a fost condiția. Și în trupul acesta s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. A putut fi atins de Toma, a putut consuma alimente ca să dovedească faptul că este corp, dacă are trup, n-a mâncat și n-a consumat împreună cu ei randă pentru că depindea existența de randă și doar ca să dovedească caracterul real, material a existenței acestui trup. M-a întrebat cineva, dar care este, asta este a doua întrebare, relația dintre trupul actual și trupul învierii? Există o legătură între corpul pe care îl purtăm acum și cel pe care îl vom avea la înviere? Cineva a zis și pe bună dreptate, păi cum o să fie învierea? În viața de pe pământ mi-am pierdut piciorul într-un accident. Și acum o să fie învierea, în viu, fără un picior? Apoi dacă așa, nici nu trebuie învierea aia. În vii cu bolile pe care le-am avut și de care am murit, cum în vii? Întrebările Trebările acestea sunt întrebări legitime. Câți ani o să aibă trupul nostru când o să fie înviat? În ce condiții? Acum, sigur, curiozitatea minții omenești pune întrebări și unde nu s răspunsuri. Și trebuie să acceptăm cu modestie că nu de-a descoperit Dumnezeu toate. Și că dacă încercăm să spunem unde n-a descoperit Dumnezeu, doar uh, speculăm. Și e mai înțelept să tăcem decât să speculăm. Un lucru însă îl putem spune sigur. Între actualul corp și cel care va învia, va fi o legătură strânsă. Și în același timp va exista o schimbare radicală. Ca să ilustreze cum funcționează acest adevăr, Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 15, de la 36 la 58, că se aseamănă cu lucrarea unei semințe care este pusă în pământ. Așa legătură există între corpul care moare și cel care învie, precum există legătură între bobul de grâu care a fost pus în pământ și planta, spicul care răsare din respectivul bob de grâu. În primul rând există continuitate. Vă pun o întrebare. Dacă s în grâu, ce răsare? Grâu. Dacă s în porum, ce răsare? Orum, dacă sameni busuioc, corcodușe răsare. Deci ce sameni, aia răsare. Deci se desprinde o concluzie. Natura seminței determină natura plantei. Deci există o continuitate. Există o continuitate. Pe de altă parte, există schimbare. Nu răsare același bob de grâu. Și răsare un firicel de iarbă, care apoi se dezvoltă și devine un fir lung, zdravă, un spic, nu? încărcat cu rod la rândul lui. Deci există o transformare, există o schimbare. Apostolul Pavel construiește pe această analogie, arătându-ne că așa va fi și la înviere. Va exista continuitate, adică va rămâne tot trup, va fi trup fizic, poartă în el sămânța celui vechi condiționările și realitățile celui vechi, că și cel vechi tot de Dumnezeu a fost creat, dar acum este răscumpărat și la același timp schimbare. Schimbarea este subliniată de apostolul Pavel prin cinci contraste. 1 Corinteni, capitolul 15 ne vorbește pe larg despre acestea. Primul contrast, trupul acesta este semănat în putrezire, zice apostolul Pavel, și învie în neputrezire, versetul 42. Așa este și la învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Adică acest corp e muritor, se degradează, se îmbolnăvește, se destructurează, se degradează, dar celălalt este nemuritor, neputrezire. Este semănat, zice Pavel, în ocară, versetul 43 dar în vie, în e, slavă. Este semănat în ocară și învie în slavă. Oricât ar fi de frumoasă slujba de mormântare, oricât de bine l-ai aranja pe cel decedat, corpul acela, până la urmă, vorba lui Von Tot hrană la viermi ajunge. Este semănat în ocară și în vie, în slavă. Și nu mai poartă o cara aceasta a degradării, a stecăciunii, ci este slava lui Dumnezeu peste el. Trupul este semănat în neputință, acesta este al treilea contrast, și în în putere. Cu alte cuvinte, corpul care moare, corpul în care suntem acum, este în neputință, este în slăbiciune, are limitări, obosește, se îmbolnăvește. Existența lui depinde de niște resurse, de hrană și de apă și de odihnă. Nu rezistă. E vulnerabil, e slab. La înviere va fi în putere. Al patrulea contra, contrast este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. 1 Corinteni 15 cu 44. Pavel spune că există un trup firesc și un trup duhovnicesc. Vreau să observați că nu zice material sau imaterial. Nu despre asta e vorba. Ci firesc și duhovnicesc. În sensul că e vorba aici, ca să facem o comparație, nu, nu ne referim la materia din care este făcut corpul, ci de puterea care îl animă. Deci o corabie cu pânze. Ea din lemn, dar e cu pânze, forța vântului o mută. Sau putem să spunem o corabie cu motor. E deci, tot din lemn, dar are motor, altceva o animă, altceva o împinge înainte. Ceva asemănător. Trup firesc e animat de ceva degradabil și celălalt duhovnicesc. Și, de asemenea, ultimul contrast, trup muritor și cel care învie, este nemuritor. Acestea sunt realitățile pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, stimați frați, cu privire la natura trupului învierii. Vom purta un asemenea trup. Desigur că întrebările nu se opresc aici, frământările nu se opresc aici. Încă din Dechime, un scriitor bisericesc cu numele Tertulian și-a pus această problemă. Oare cum o să fie corpul la înviere? La un moment dat s-a referit la faptul că uh, un creștin care a fost mâncat de un canibal și apoi în final se convertește și canibalul, a pus el întrebarea aceasta uh, la înviere, cum o să fie relația asta cu trupurile. Pre păi că a preocupat pe oameni întrebări care de care mai năstrușnice. Și unii le-au și scris în cărțile lor. Uh, unele rămân numai în mințile noastre și nu mai ies pe gurile noastre și bine că nu mai ies, <laughs> că altfel ar râde și alții de noi. Însă aș vrea să observăm ceva, stimați frați. Foarte, foarte important, mergând așa spre uh, concluzia acestei serii. Uh, până la urma urmei, dacă este să ne gândim la corpul în care trăim acum, acest corp este într-o continuă schimbare. Într-un fel arăta când eram copii. Altfel când eram de 15 ani. Și altfel acum când ai 60 de ani. Nu e același corp. Știința, adică ală, spune că celulele într-un corp, odată la șapte ani, se renoiesc tot. Și e altceva. Un gânditor creștin cu numele C.S. Lewis spunea că trupul nostru este asemenea unei curbe într-o cascadă. Așa este corpul nostru, ca o curbă de apă într-o cascadă. Imaginați-vă aici un fluviu, nu? curge apă și apoi cascada apa cade și jos continuă râu. Bucata aceea care stă în aer se numește corpul nostru în această comparație. Mereu e împrospătată de sus și mereu pleacă partea cealaltă. Și bucata asta care este într-o dinamică o mișcare continuă. Se numește trupul nostru. De nicio zic, nici nu trebuie să ne batem capul prea mult cum va fi la înviere. Că însă și în viața asta există o dinamică a trupului. Un alt gânditor creștin a comparat învierea uh, într-o uh, comparație contemporană, modernă, care are nea ceva frumos, dar în același timp și ceva înfricoșător. Și grijă cu comparațiile moderne pe noțiuni de scriptură au zis cum a zis el. Acest teolog englez cu numele John Polkinghorn a zis așa. La moarte, Dumnezeu va de descarcă, deci el spune că sufletul este ca un software. Cei care sunteți cu informatica știți despre ce este vorba. Sufletul este ca un software, un program care la moarte este descărcat de pe hardware-ul nostru, care s-a învechit, și riscul să se piardă programul, e descărcat e pus pe hardul lui Dumnezeu până în clipa în care la înviere, Dumnezeu va crea un hardware nou. Și atunci o să repornească software. O comparație frumoasă până într-un punct. Noi nu suntem între moarte și înviere un program sub formă de kit, ci suntem un program perfect funcțional. Stare conștient. Asta ar fi limita acestei comparații. De altfel, ea este frumoasă. À, în încheiere, adevărul învierii ne provoacă la trăirea unei vieți curate. În primul rând, îndepărtează frica de moarte. Nu mai ai de ce să te temi. Dacă crezi în Dumnezeu, dacă crezi în viața veșnică, dacă crezi că Iisus Hristos a înviat, dacă crezi în nemurire, moartea nu-și mai are locul, spațiu. Moartea, vorba lui Pavel, este un câștig. Am plecat la Domnul. Creștinii nu se tem de moarte. Lor nu le este frică de moarte învieria îndepărtează orice scenariu pe care îl pune în fața noastră optimismul sau pesimismul. Uh, dumneavoastră, cum sunteți? A întrebat cineva pe la mijlocul anului 2020, în toiul pandemiei. Cum sunteți, frate? Optimist sau pesimist? Mi-a venit în minte ce a zis în Și a zis, nu sunt nici optimist, nu sunt nici pesimist. Eu cred că Iisus Hristos a înviat. Asta e crezul meu. Nu mă agăți de speranțe și de astea, Optimismul este efortul celui căzut în morcilă, speranța că el va ieși de acolo trăgându-se de păr. E optimismul. Și celălalt, pesimism, mă zice cineva, diferența între optimist și pesimist este că pesimistul e mai bine informat. Așa a pus problema. Da? Deci, fără Hristos, fără Dumnezeu, fără viață veșnică, fără înviere, optimismul și pesimismul e unul și același lucru. Numai că pesimistul e mai bine informat. crede credem în înviere. Și în înviere se naște o speranță care nu înșală. Este nădejdea în viața veșnică. Slăvit să fie în numele Domnului. Asta ne oferă... Dă cu adevărat valoare vieții, pentru că știm că este un capital pe care trebuie să-l investim pentru gloria lui Dumnezeu, să fim harnici în lucrul lui Dumnezeu, să ne strângem comori în împărăția lui Dumnezeu, să fim perseverenți în credință, să înțelegem cu adevărat care sunt prioritățile, să ne ferim de păcat. Mi-a plăcut foarte mult ce am spus, eram student la seminar și unul dintre colegi, un pic mai în vârstă decât mine, numai cu 9 ani. Uh, mai în vârstă, un om al lui Dumnezeu uh, a fost ispitit într-o situație uh, a într-o cursă de niște oameni care se numeau și ei credincioși, i s-a propus să facă o afacere cu alcool pune banii tu aici că am auzit că ai vândut ceva pe acolo dă-ni nouă și noi îi mulțim și îți dăm și ție partea ta și le-a întrebat, -a, ce aveți de gând să faceți cu ei și el a zis uh, ne ducem peste graniță cumpărăm băutură ieftin și o vindem în România mai scump și acolo facem un profit. La care prietenul meu a zis, nu, eu una ca asta nu fac. Ce dar nici nu trebuie să faci nimic, numai trebuie să ne dai bani. Îi facem noi. Și a zis, nu sunt de acord cu asta. La care ei au zis, copii de pocăiți Ce dar de ce? Și fratele a zis, pentru că eu cred în învierea morților, de aia mă. Eu cred în învierea morților. Înțelegeți? Păi dacă avem această credință, dacă avem această perspectivă, această nădejde, asta are legătură cu viața. Cu viața de zi cu zi. Să spui, cred în viață veșnică, cred în nemurire, cred în înviere, cred în împărăția lui Dumnezeu, mai mâine vom vorbi, cred că există rai, că există iad, că oamenii vor ajunge într-un loc sau altul și tu să trăiești oricum. Să-ți risipești viața, resursele, să te lași cuprins de păcat, să te poată surprinde moartea în orice clipă și să starea în care te găsești să-ți pecetulească existența pentru eternitate, a pe păi, noi totdeauna. Dragi surori, închei în seara aceasta, timpul a trecut a, și bine să ținem cont de faptul că există un hotar și în privința aceasta că nu putem veni mâine seară dacă nu plecăm în seara asta și să încheiem. Așadar, adevărul despre lumea de dincolo. Am vorbit despre starea intermediară și despre învierea morților. Aș sublinia în încheiere că fiecare om are parte de naștere, viața de pe pământ, moarte biologică. Între moarte și înviere, învierea. Urmează judecata, apoi starea veșnică în rai sau în iad. Despre acestea, de la urmă, vom vorbi mai mult mâine seară. Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvânteze pe toți. Amen!